numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm. Pe Tine, Doamne, Te mărturisim. Pe Tine Te laudă ceata strălucită a martirilor. Hristos s-a înălțat. Preasfințite Episcop Aurel, reverendissimi monseniori, ospiti, cucernici părinți, concelebranți, dragi și iubiți părinți din comunitățile noastre din Iași, dragă părinte postulator al cauzei episcopului Anton Durcovici, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, astăzi se împlinește un an de când am avut marea bucurie ca păstorul nostru, episcopul Anton, să fie ridicat la demnitatea de fericit, martir al bisericii noastre. Facem sărbătoare astăzi în catedrala noastră și în toate comunitățile din întreaga dioceză. La această sărbătoare vă spunem tuturor, bine ați venit! Bine ați venit ca să stăm alături de Iisus, păstorul cel bun, însoțiți toți de păstorul nostru vrednic, episcopul martir Anton. Bine ați venit ca să-L preamărim pe Dumnezeu împreună și împreună să-L cinstim pe acela care s-a învrednicit să dea mărturie despre Hristos cu toată ființa sa, până la moarte, pentru noi. Ne rugăm astăzi ca biserica noastră să fie binecuvântată. Și acum, la începutul acestei celebrări sfinte, având aici în față imaginea episcopului nostru, prezentată prin grija părintelui decanu și a întregii parochii în catedrală, ca și alte imagini, ca și relicvia fericitului nostru Anton Durcovici, implorăm de la Dumnezeu binecuvântare peste aceste semne care ne vorbesc despre El, despre această statuie și despre imaginile și imaginile pe care noi le avem în față. Rugăm pe Dumnezeu acum să asculte rugăciunea noastră prin care vrem să binecuvântăm aceste imagini. Fraților, celebrând acest ritual de binecuvântare prin care, cu prilejul expunerii spre venerație publică a credincioșilor a acestui nou și prețuit chip al fericitului Anton Durcovici, se cuvine să ne pregătim mai întâi sufletele pentru a înțelege semnificația acestei celebrări. Expunând spre venerație publică a credincioșilor imaginile sfinților și ale fericiților, Maica Biserica dorește îndeoseb ca noi, contemplând chipurile acelora care l-au urmat cu credință pe Hristos, să căutăm cetatea viitoare și să învățăm totodată drumul pe care putem ajunge cu toată siguranța la desăvârșirea cu Hristos. Căci sfinții, fericiții, sunt prietenii ai lui Iisus Hristos și moștenitori împreună cu El și totodată frații noștri și binefăcători aleși care ne iubesc, ne stau alături, mijlocesc cu grijă pentru noi, ne comunică în mod minunat. Te preamărim, Doamne, căci Tu singur ești sfânt și te înduri de noi.
Tu l-ai trimis în lume pe Fiul tău, Iisus Hristos, începutul și sfârșitul la toată sfințenia. El l-a trimis asupra bisericii care a luat naștere pe Duhul Sfânt, mângăietorul, glasul ce învață tainele sfințeniei, suflarea ce aduce puterea și mângâierea, focul ce aprinde inimile credincioșilor de iubire, sămânța divină ce crește roadele îmbelșugate ale Harului. Așadar, te slăvim astăzi, Doamne, căci l-ai copleșit cu darurile aceluiași Duh pe fericitul Anton Turcovici, spre a cărui cinstire credincioșii tăi au dorit să realizeze acest chip. Că te rugăm ca ei, mergând pe urmele Domnului și urmând exemplu fericitului Anton, să ajungă la starea omului desăvârșit, la împlinirea vârstei plinătății lui Hristos, să vestească prin cuvânt și fapte Evanghelia, pentru care nici chiar sângele să nu șovăia și-l oferi. Purtând zi de zi crucea Domnului, să se dăruiască slujirii tale și fraților, împlinindu-și misiunea în cetatea pământească, să umple de Duhul lui Hristos și să-și înalțe ochii spre locuința cerească în care tu, Tată, îi vei primi să domnească împreună cu Fiul tău, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Și a străpuns cu asta lui Iisus și îndată a ieșit sânge și apă. Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Gloria in excelsis Deo.
mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Să ne rugăm. Dumnezeule, care în fericitul episcop martir Anton i-ai dăruit bisericii tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă, dă-ne prin mijlocirea lui, ca mărturisind aceeași credință, să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Înțelepciunii. Sufletele celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu și niciun chin nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți păreau că mor și ieșirea lor era considerată o nenorocire, plecarea de la noi distrugere, dar ei sunt în pace. Și dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiți, speranța lor este plină de nemurire. Fiind disciplinați cu puține suferințe, li s-au făcut multe binefaceri, căci Dumnezeu i-a încercat și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur în foc i-a probat și i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot. În timpul vizitării lor,
vor străluci și vor alerga ca scânteile printre paie. Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare și Domnul lor va domni peste ei în veci. Cei care s-au încrezut în El vor înțelege adevărul și cei care cred în iubire vor rămâne cu El, căci harul și îndurarea sunt pentru aleșii Lui. Cuvântul Domnului. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Fii pentru mine o stâncă de scăpare, o cetate întărită ca să mă mântuiești. Tu ești stânca mea, cetatea mea, pentru numele Tău condu-mă și călăuzește-mă. Tale-mi încredințe sufletul, Tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. Mă voi bucura și mă voi veseli de îndurarea Ta, căci ai privit la umilința mea. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urăsc. Fă să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău, mântuiește-mă în îndurarea Ta. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El, care nu l-a cruțat pe propriul Său Fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dori toate împreună cu El? Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine îi va condamna? Hristos Iisus, care a murit, dar mai mult a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. Cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtorarea sau persecuția sau foametea sau lipsa de haine sau primejdia sau sabia? După cum este scris, pentru tine suntem dați la moarte toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere. Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cuvântul Domnului.
Dumnezeule, te lăudăm pe tine, Doamne, te mărturisim. Pe tine te laudă cea ta strălucită a martirilor. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor Săi, dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înainte de voi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce este propriu. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales din lume, pentru aceasta vă urăște lumea. Amintiți-vă de cuvântul pe care vi l-am spus. Nu este sclavul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu, pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat. Iubiți credincioși, așa cum ne-a anunțat la începutul liturghiei Preasfințitul, astăzi aniversăm un an de la beatificarea episcopului nostru, Anton Durcovici. A fost recunoscut și declarat de Sfântul Părinte Francisc fericit și martir. A trimis Preasfințitului o scrisoare apostolică în care Sfântul Părinte motivează pentru ce îl declară și îl recunoaște fericit pe episcopul nostru martir, Anton Durcovici. Îi dă anumite titluri și anume îl numește păstor destoinic, mărturisitor al credinței catolice prin vorbă și faptă și un apostol al adorației eucaristice. Aceste titluri sunt suficiente ca să ne îndemne și pe noi să luăm parte la acest aniversar personal și comunitar cu credință și recunoștință în bunul Dumnezeu. Dar pentru ca această participare a noastră să fie conștientă și plină de pietate, trebuie să cunoaștem mai adânc viața și activitatea episcopului nostru martir. Har Domnului, avem multe mărturii și multe cărți care au apărut în ultima vreme. Tocmai din cauza mulțimii lor, sunt dator să fac o selecție și în această omilie mă voi referi doar la două puncte luate din eucologia liturgiei de astăzi și din liturgia cuvântului. Aplicând, sigur, la viața fericitului Anton Durcovici, un punct sau altul.
Pornind de la liturgia prin care ne rugăm, deci de la liturgia eucologică, chiar în colectă pe care am recitat-o împreună cu Preasfințitul, ne-am rugat astfel. Dumnezeule preandurător, care ai dat bisericii tale, în fericitul Anton, un păstor destoinic și un mărturisitor neînfricat al credinței catolice, prin cuvânt și faptă, fă ca și noi, prin mijlocirea lui, mărturisind aceeași credință apostolică, să trăim și să fim înrădăcinați în iubirea ta. O rugăciune scurtă, dar cu plin conținut, care ne arată cine este Anton Durcovici și ce mesaj ne transmite dânsul în această sărbătoare. Cine este, conform acestei colecte, Anton Durcovici pentru noi? E un dar eminent al lui Dumnezeu, făcut bisericii locale de Iași. Spun eminent, pentru că l-a ales și l-a adus din Austria, asemenea lui Abraham, într-o țară necunoscută. L-a format intelectual și teologic la cele mai mari universități pontificale din Roma, având ca profesori teologi emeriți, ca și Garrigou Lagrange, Le Pisier și alții. Iar la București, ca seminarist și tânăr nou sfințit preot, privea la arhiepiscopul Raimund Netzamer și la Lucius Fetz, secretarul său, amândoi benedictin, ca la maestrii săi, ceea ce i-au fost. Dumnezeu l-a ales, l-a pregătit, l-a format, l-a consacrat episcop pentru noi. E un dar eminent, pentru că este și martir al credinței pe care a mărturisit-o. Ca tare, cunoscând cine este el doar din colectă, noi căutăm să participăm la această sfântă liturghie pentru a-l cinsti pe dânsul, participând la liturghia eucaristică și, în al doilea rând, și la acea procesiune care va urma după liturghie, o procesiune care face parte din pietatea populară, specific chiar Moldovei, prin care noi, privind o icoană sau o statuie, ca în cazul de față, ne înălțăm la promotori, la persoanele pe care le reprezintă, la viața lor. Ca atare, atât participarea la Sfânta Eucaristie, cât și la procesiune, să fie pentru fiecare din noi o formă de nouă evangelizare a credinței noastre, o nouă formă de mărturisire a credinței apostolice de care ne dă exemplul episcopul nostru. În al doilea rând, intrând în liturgia cuvântului, în Evanghelie ne aflăm în Evanghelistul Ioan, capitolul al 15-lea. Iisus și apostolii se aflau încă în cenacol, după ce instituise Eucaristia și consacrase discipolii și preoții Noului Testament, ca vestitori a Evangheliei și săvârșitori al Eucaristiei. În acest context sacru, Iisus face cunoscut două lucruri discipolilor săi. Le dă un avertisment și o promisiune. Îi previne că în misiunea de evangelizare pe care le-a încredințat-o, în desfășurare de-a lungul veacurilor, vor avea același context pe care l-a avut el, un context martiric. Dacă pe mine m-au urât și m-au persecutat, vă vor urî și vă vor persecuta și pe voi.
Termenii în care Iisus propune acest avertisment sunt generali, ca atare aplicabil tuturor discipolilor din toate timpurile bisericii, din toate timpurile și din toate locurile. E aplicat așadar și preasfințitului nostru Anton Durcovici. În această evanghelie am văzut de repetate de două sau de trei ori cuvântul lume. Lumea vă va urî, vă va persecuta. Ce înseamnă lumea după Sfântul Ioan, din care e scos textul Evangheliei noastre? Lumea după Sfântul Ioan are trei sensuri. Primul sens se referă la locul în care se desfășoară istoria oamenilor și a noastră. Al doilea sens se referă la ansamblul oamenilor cărora Tatăl le-a trimis pe Fiul Său. Și al treilea, la ansamblul forțelor ostile care caută să împiedice desfășurarea normală a planului de mântuire a lui Dumnezeu în istorie. Sensul la care ne referim e acesta din urmă. Lumea care urăște și care persecută pe Hristos în discipolii Săi sunt cei care au preferat întunericul ignoranței luminii adevărului. Sunt cei care au preferat cuvântul lui Dumnezeu autosuficiența proprie. Sunt cei care nu-L cunosc nici pe Hristos, nici pe Cel care L-a trimis. Dar alături de acest avertisment, Iisus mai dă ucenicilor Săi, le face o promisiune mângâietoare. În desfășurarea ministerului lor pastoral, nu vor fi singuri. Le promite că va fi cu ei pe tot parcursul, în toate veacurile. Și le mai promite și pe mângâietorul, un nou apărător, pe Duhul Sfânt, care va da mărturie despre Hristos împreună cu apostolii. Și acesta, mângâietorul, paracletul, va fi mângâierea și puterea lor în predicarea Evangheliei. Trecând acum la viața Preasfințitului, știm că la 5 martie 1947 a fost consacrat episcop. La 14 aprilie 1948, preia conducerea diecezei de Iași. Din această zi și până în ultima, din 11 sau 10 decembrie 1951, contextul vital în care dânsul și-a desfășurat ministerul pastoral a fost martiric, așa cum le-a prezis discipolilor Iisus. A făcut diferite și multe vizite pastorale în comunitățile din dieceză. Le-a vizitat pe fiecare parte, după ce a preluat conducerea diecezei. În aceste vizite pastorale era prigonit, era spionat și controlat de securitatea statului. Ura sinagogii din timpurile apostolice a fost preluată în altă formă de ura securității, a celora care nu credeau în Hristos și nici în acela care l-au trimis pe Domnul. După ce a vizitat aceste comunități, cu scopul de a instrui credincioșii, de a le instrui credința și cu scopul de a-i feri de pericolele care amenința această credință, Anton Durcovici a fost un adevărat adorator eucaristic. De aceea Sfântul Părinte îl numește Apostolul Adorației Eucaristice. S-a rugat în fiecare zi, în fiecare zi o oră întreagă, înaintea Sfântului Sacrament, pentru noi, cei de astăzi, și pentru aceia pe care i-a întâlnit ca păstor. S-a rugat ca Dumnezeu să întărească credința noastră și speranța
în mântuirea sufletelor. Lumea n-a înțeles acest scop pastoral. Și iată că pe 26 iunie 1949 i-a arestat în fața cimitirului Belu împreună cu secretarul său, preotul său preferat, Rafael Friedrich. I-a aruncat în duba securității și trimis în închisorile Ministerului din Interne, unde va rămâne de la această dată și până când va fi transferat la Sighet în 1951. 2 ani, 6 luni și 15 zile a fost anchetat de securitate, care voia să-i facă un proces penal, că nu avea motiv să-l aresteze. Nu l-a arestat prin tribunal, ci l-au arestat cu forța. Voiau să creeze un proces penal și de aceea anumiți securiști aleși anume i-au pus diferite întrebări episcopului, la care dânsul a răspuns cu o verticalitate de episcop catolic și cu o credință, dar și cu un calm interior care impresionează pe toți. 18 declarații ne-au rămas în documentele actuale, în care se vede ce întrebări vicioase și viclene puneau securitatea episcopului. Doar vor găsi motiv ca să-l condamne la moarte, ca aceasta doreau. Nu e timpul să transcriu aceste, să transpun aceste declarații, dar din ele, cum mărturisește episcopul, reiese că în toată viața lui de episcop catolic a urmărit un singur lucru: să instruiască credința credincioșilor și a clerului, să întărească în pericolele care îi amenință pas cu pas și să le dea speranță în zilele mântuirii adevărate. Așa îl vedem pe dânsul în contextul martiric în care și-a desfășurat ministerul pastoral. În al doilea rând, viața lui o putem cunoaște și în lumina celei din tâi lecturi luate din Cartea Înțelepciunii. În Cartea Înțelepciunii, acum proclamat acest text, se vorbește despre două feluri de oameni, nelegiuiți și drepți. Cine sunt nelegiuiții după Cartea Înțelepciunii? Nelegiuiții sunt oamenii puternici ai acestei lumi, care abuzează de puterea lor în mod exagerat și apasă, împovărează pe cel sărman, pe cel drept, pe cel care își pune încrederea în Dumnezeu și practică dreptatea în cotidianul său. Nelegiuiții au o vedere, cei drepți au altă mentalitate, altă vedere. Noi trebuie să privim cu acești ochi viața fericitului Anton Durcovici. Nelegiuiții priveau la el ca la un dușman și îl dușmăreau fără motiv. Nelegiuiții, aceia care nu credeau în Dumnezeu și, cum spune Iob într-un text din capitolul 14, erau oameni sau acea categorie de oameni care se rugau astfel: îndepărtează-te de la noi, Doamne, pentru că nu voim să urmăm căile tale. Ce raport este între noi și cel atotputernic, Sadai? Sau ce rost are rugăciunea pe care o facem lui Dumnezeu? Sunt cuvinte spus de cei nelegiuiți, de cei nebuni, cum mai numește Cartea Înțelepciunii. Pentru că psalmul îi numește pe acești oameni care le exclud pe Dumnezeu din viața lor, sau care trăiesc fără să-și dea seama că Dumnezeu există, îi numește nebuni. A spus nebunul în inima lui: nu este Dumnezeu. Aceasta e o optică a nelegiuiților. Aceștia așa l-au privit pe Durcovici, ca un om care se împotrivea faptelor lor, ca un om care contrazicea puterea lor, ca un om periculos.
dar îi avem și pe cei drepți. Privirea lor e diferită. Ei se încred în Dumnezeu, cred în Dumnezeu, acceptă suferința ca o purificare din partea lui Dumnezeu, dar știu că e scurtă și că după ea Dumnezeu îi va răsplăti cu acea viață veșnică începută deja pe pământ prin iubirea lor față de El. Trecând acum la viața preasfințitului Anton Durcovici, vedem într-adevăr că după perioada aceasta de la Ministerul de Interne din București și până ajunge la Sighet, la jumătatea lunii septembrie, la 17 septembrie 1951, securitatea l-au redus la o stare jalnică. Avem mărturii și nu mai le voi indica, care ne arată în ce jale a ajuns dânsul la Sighet. Perioada cea mai înturecată este anul pe care l-a trecut și l-a trăit la Jilava. Nu avem izvoare de acolo, dar știm de la Monseniorul Ghica ce suferințe îndurau deținuții acolo. Ajungând la 17 septembrie 1951 la Sighet, a stat în celula 44 și a avut bucuria, unica bucurie din detenție, să locuiască cu alți 5 preoți, cu vicarul general de Alba Iulia, cu decanul catolic de Brașov, cu Otto Canisius Finerman, un iezuit din Timișoara și un general de-al regelui Mihai. Acolo, iată, din acele zile ale lui, petrecute în celula 44 și apoi în celula 13, avem 5 mărturii de o deosebită importanță care ne arată și ne descrie viața lui. Cea mai bună mărturie, cred, este a lui Otto Canisius Filerman, care spune că a stat cu episcopul Durcovici cam 2 luni la Sighet în aceeași celulă, începând de la 17 septembrie. Și acolo l-au cunoscut pe Durcovici. O comisie de medici din București, venind la Sighet, l-au găsit foarte bolnav pe Durcovici și a dat o sticluță cu vin tonic medicinal. Au descoperit că pe etichetă era scris 70% vin natural. Cu acea sticluță au celebrat, spre mai marea lor bucurie, 6 sfinte liturghii în celula 44. Totdeauna cu frica în sân, cum spuneau ei. Pentru că odăjdii sacerdotale n-au avut. Au celebrat în zeghe. Altar n-au avut. Altarul lor era un pat. Potir n-au avut. Potirul era o ceașcă. Ostie n-au avut. Era pâine naturală. N-au avut nici patenă. Patena lor era o lingură. Și au celebrat Sfânta Liturghie, spunând că a fost adevăratul viatic al Monseniorului Durcovici. După aceste zile, văzând prestanța lui acolo, că continuă această mărturie, l-au izolat în celula numărul 13. Și acolo, spre a fi ucis, fără să știe nimeni și fără să cunoască careva moartea lui. În acea celulă, numită Bunkerul Morții, de la jumătatea lunii noiembrie și până la 10 decembrie 1951, a stat singur și n-a avut ca martor decât șobolani și șoarici. Cei care dau mărturie, Ioan Pruscaru, Iuliu Hosu și preotul amintit, iezuit, ne spun că într-adevăr a fost o moarte de martir. La ultima mărturie mă refer, aceea părintului Friedrich, care era închis alături de el, auzind sigur că este pe moarte de la un gardian care era numit cel mic, omul nostru, făcea anumite fapte bune, că este pe moarte Durcovici, s-a prefăcut că mătură în fața chiriei sale și acolo l-a auzit pe episcopul Durcovici, după ce el s-a identificat. Ego sum Friedrich. Eu sunt Friedrich. Îi spune pe latinește ca să-l asigure cine este la geam. Și episcopul îi spune,
Antonius Episcopus, morior fame et siti, da mihi absolutione, Antonius moribundus. Anton Episcop, spune el, în limba latină, așa a vorbit 37 de ani, este pe moarte, dă-mi absoluția, dă-mi dezlegare de păcate. Și în acea seară, 10 decembrie 1951, el s-a născut pentru viața de dincolo și a dat viața în mâinile aceluia pe care el a slujit. Iată, iubiți credincioși, ne întrebăm în final, care a fost puterea monseniorului Durcovici de a trăi astfel credința și de a suporta asemenea umiliri și asemenea torturi? Puterea lui a fost iubirea lui Dumnezeu față de el, cum se spune în lectura către Romani. Toată viața lui a fost marcat de iubirea Duhului Sfânt, care nu l-a părăsit niciodată și nu l-a părăsit nici în hrubele închisorilor. Cu forța acestei iubiri, el a învins lumea prin credința și speranța lui. Iată cine este Anton Durcovici și acum mesajul lui este clar. E cel din partea a doua din colectă. Ne îndeamnă și pe noi, ca model de adorație eucaristică, să credem în Hristos prezent în Eucaristie, în mijlocul nostru, să-L adorăm participând la Sfânta Liturghie Duminicală. Ne îndeamnă și pe noi să fim statornici în credința catolică, aceea care rămâne sempre mereu unită cu scaunul apostolic al Romei, pe care El l-a apărat cu viața Lui. De aceea Sfântul Părinte îi spune, mărturisitor al credinței catolice, cu vorba și cu fapta, ne îndeamnă să rămânem statornici în această credință și întemeiați pe iubirea și pe caritatea Duhului Sfânt față de noi. Hristos s-a înălțat! În atmosfera acestei sărbători, a textelor sfinte, a predicii părintelui profesor Eduard Ferenc, în lumina credinței pe care a manifestat-o episcopul nostru și noi astăzi aici, ca o concluzie și o hotărâre puternică, împreună ne reînnoim credința noastră și iubirea noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, conjubilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de dreapta ta și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți. Acolo împărăție nu va avea sfârșit, cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dădător, care de la Tatăl și de la Fiul cu cer, care în
catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez, iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața mea. Fraților preiubiți, cu inimi pline de bucurie și recunoștință, să înălțăm acum rugăciunea noastră către Tatăl Ceresc, pentru ca mărturia eroică a fericitului Anton Durcovici să devină pentru noi spor de reînnoire în credință și iubire, spunând: Dumnezeule Părinte iubitor de oameni, ajută cu harul Tău pe Sfântul Părinte Papa Francisc și pe Episcopul nostru Petru, pentru ca, urmând exemplul fericitului Anton, să mărturisească Evanghelia Mântuirii prin dăruirea lor totală față de poporul credincios. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca sacrificiul celor persecutați din cauza credinței să conducă la convertirea persecutorilor și la reconcilierea profundă a inimilor. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea fericitului Anton, dăruiește familiilor creștine harul de a fi dispuse să-și mărturisească credința cu prețul oricărei jertfe. Te rugăm, ascultă-ne! Ocrotește-i pe copiii și tineri și ajută-i să afle în creștinii adulți modele autentice de iubire a lui Dumnezeu și de slujire a aproapelui. Te rugăm, ascultă-ne! Vino în ajutorul celor care suferă în trup sau în spirit și arată-le puterea vindecătoare a harului Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca prin faptele noastre de fiecare zi viața noastră să devină o jertfă plăcută în fața Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru rugăciunile fericitului Anton, primește-i pe răposații noștri în pacea împărăției Tale cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, tăria celor care se încred în Tine, Te rugăm, ascultă rugăciunea pe care această familie ți-o înalță prin mijlocirea Episcopului Martir Anton și fă ca sămânța sângelui Său să rodească în noi iubirea față de numele Tău Sfânt și față de frați. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule preandurător, revarsă binecuvântarea ta asupra acestor daruri și întărește-ne în credința pe care fericitul Anton a apărat-o cu prețul sângelui, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci fericitul martir Anton, după exemplul lui Hristos, și-a jertfit viața pentru mărturisirea numelui Tău. Și ne-a dovedit în chip strălucit puterea ta minunată, pentru că pe cel slab tu îl conduci la virtutea desăvârșită, iar pe cel lipsit de putere îl ajut să fie statornic în mărturisirea credinței. De aceea, împreună cu puterile cere, te preamărim și noi de pe pământ și înălțăm imul de laudă, cântând fără încetare. Oh.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Anton Durcovici și cu toți sfinții pe care din a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, întărind credință și dragoste, biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francis, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunea acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin.
îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare. Așteptăm speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pacea vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Temelul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii,
Gustați și vedeți cât de bun este Domnul.
să ne rugăm. Întăriți cu Sfintele Taine, te rugăm, Doamne, să ne dai harul de a imita minunata statornicia fericitului Anton, ca astfel să ne învrednicim a dobândi răsplata veșnică a celor îndelung răbdători, prin Hristos Domnul nostru. Preasfințite preasfințirile voastre, luați loc un picuț. Astăzi, cu bucurie, ne-am strâns în jurul altarului și în jurul episcopului nostru pentru a-L preamări pe Dumnezeu. Am ascultat cuvintele sfinte, ne-am rugat și sigur că vrem ca această rememorare a momentului de la 1 din mai 17 anul trecut, primul an după consacrarea și declararea de fericită a episcopului nostru, să aducem lui Dumnezeu prin os de laudă. Atunci, sigur că am mulțumit tuturor celor care ne-au stat alături și am oferit multe asemenea atenții, diplome. Astăzi avem o bucurie deosebită să spunem că am primit un telefon de la Argeș, înalt preasfințitul arhiepiscop Calinic, care ne-a dat o veste. Vă facem cunoscut în cele ce urmează frățească bucurie de a vă aduce la cunoștință că în cetatea Basarabilor, la sala Manole a Apanatului Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, a avut loc astăzi, 15 mai 2015, festivitatea de premiere a Festivalului de Film cu tematică religioasă, ediția 22, unde au fost vizionate în finală 16 filme. Membrii juriului au deliberat, iar premiul întâi a fost oferit impresionantului film intitulat Anton Durcovici, Episcopul Martir, realizat de doamna Oana Lazar din Iași. O bucurie venită în preajma acestei zile, primul an de la declararea de fericit. Și sigur că i-am mulțumit personal, înalt preasfințitului și jurului, și o fac și acum. Și sigur că e o onoare pentru televiziunea Iașului, pentru doamna Oana Lazar, pentru această prezentare a imaginii episcopului nostru Anton Durcovici. Cred că el are o menire să ne facă pe noi toți să ne simțim ca și frați și plini de aceeași credință și iubire față de Dumnezeu, față de Maica Domnului și față de drepturile omului. Că pentru aceasta episcopul nostru s-a dăruit și îl preamărim pe Dumnezeu pentru aceasta. Avem astăzi bucuria aici să încredințăm câtorva din cei care ne-au susținut în această lucrarea noastră de a-L cinsti și a-L cunoaște și a-L venera mai mult pe episcopul nostru, Anton Durcovici. Și avem, între alții, rugăm pe preasfințitul Aurel să vină aici, câteva persoane pe care vrem să le onorăm. Și anume, este aici părintele Anton Bișoc, profesorul nostru, dar și fost student al episcopului nostru, Anton Durcovici, care a avut mult, mult de spus despre episcopul nostru. Și de aceea, cu bucurie, astăzi vrem să-i acordăm o distincție deosebită și crucea care ne-l amintește pe episcopul nostru, Anton Durcovici, crucea de canonic, de fapt este o copie a acelei cruci
pe care noi am încredințat-o mult, dar și vrem să o încredințăm astăzi Părintelui Bișop într-un chip deosebit. Diplomul de onoare și crucea de merit Sfinției sale Părintele Anton Bișop, în semn de prețuire și mulțumire pentru angajarea în promovarea cunoașterii și cinstirii fericitului Anton Durcovici, episcop martir, cu motoul fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Cu binecuvântare, spunează preasfințitul Petru Gergen. Onoare și crucea de merit Sfinției sale Părintele Eugen Rogu, capelan sanitar din Iași. Pentru că avem aici mai multe imagini pe care Părintele Eugen, cu darul său preoțesc, dar și de artist, ne le-a prezentat și în capela fericitului Anton și aici în față. De aceea oferim o cruce și o diplomă Părintele. Două diplome de onoare și crucea de merit se îndreaptă spre America Centrală, spre Nunțul Apostolic, Excelența sa, Andres Carascoza Cozo, Nunțul Apostolic în Panama. Și această onoare va fi înmânată de Monsignorul Claudiu Carteș, care primește și el diploma de onoare și crucea de merit pentru promovarea imaginii episcopului nostru martir în Panama, America Centrală. Sigur că am voit să facem acest lucru pentru că consilierul acestui nunțiu apostolic a venit tocmai de acolo până la noi și noi avem legături cu el. Preasfințitul a fost recent acolo și am vorbit despre imaginea episcopului Anton Durcovici. Un gând de recunoștință se îndreaptă și spre autoritățile civile. Astăzi aici este domnul viceprimar Mihai Chirica, care primește diploma de onoare și crucea de merit, semn de prețuire și mulțumire pentru angajarea în promovarea imaginii episcopului nostru martir. Mulțumim tuturor celor care și altă dată au primit de la noi distincție pentru episcopul nostru Anton și mulțumindu-vă dumneavoastră tuturor celor care au venit în altar astăzi aici la noi din diferite părți. Mă gândesc la postulatorul general venit de la Roma pentru a trăi cu noi aceste clipe, Părintele Iacov Isidor, și la fel și vicepostulatorul nostru al cauzei, Părintele Fabian Dovăș, care este aici, și sigur că sunt atâți alți părinți care au venit și au promovat această imagine a episcopului nostru Anton Durcovici, rugându-i pe toți părinții noștri, Părintele Rector, cu părinții profesori, părinții paroch, seminariștii, să parte mai departe această imagine a episcopului nostru, venerabilul Anton Durcovici, fericit. Este pentru noi o încurajare, o chemare să iubim pe Dumnezeu, să iubim datoria noastră,
să iubim poporul și drepturile sale, să iubim drepturile la libertate și la conștiință, să iubim să fim demni pe această lume, în această țară noastră și sigur astfel să putem să-L preamărim împreună pe Dumnezeu. Acum ascultăm programul de la Părintele care urmează pentru procesiunea pe care o vom face. Primim binecuvântarea și mergem în această acest pelerinaj și procesiune de cinstire. Mai întâi două anunțuri. Marți seară în aula sinodală de aici la catedrală va avea loc o conferință ținută pentru tineri de Părintele Alois Bulai, iar sâmbătă seara, în ajunul Marii Sărbători a Rusaliilor, va avea loc o oră de priveghere la ora 19:30, susținută de tineri. Și acum, pentru a continua bucuria pe care am început-o anul trecut, pe 17 mai, vom continua să-l însoțim pe Preasfințitul Anton Durcovici și mai ales pentru a cere harurile sale. Și una dintre cele mai frumoase manifestări de credință este procesiunea. De aceea, acum urmează procesiunea în felul următor. Crucea procesională însoțită de două lumânări, apoi urmează icoanele sau steagurile religioase duse de surori, fiind în anul vieții consacrate, vor fi la distanță de 4-5 metri unele de altele, apoi ministranții, urmează relicviarul purtat pe umeri de seminariști, după aceea statuia purtată pe un căruț special și aș ruga chiar câțiva bărbați din preajmă de acolo, semnăriștii, să ajute la punerea statuii pentru că e puțin mai grea și apoi mai insist la coborarea pe scări, de asemenea un pic de ajutor. Urmează apoi preoții, episcopii, autoritățile, corul seminariștilor și toți credincioșii. Și acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea care ne îndreptăm spre această procesiune. Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, al cărui Fiul născut a pătruns în lăcașurile cerești, iar vouă v-a deschis calea spre a fi înălțați și voi acolo unde se află El. Așa precum Hristos, după înviere, a venit în mijlocul ucenicilor, tot astfel, când va veni să judece lumea, să vă întâmpine cu bunătate în împărăția sa. Amin. Voi care credeți cu tărie că Iisus Hristos, șaderea dreapta Tatălui în mărire, să vă fie dat să simțiți cu bucurie că El rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor, după cum a făgăduit. Și prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și a fericitului Anton Durcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Să mergem în pace. Martirii se-n veșmântă, azi cu haina lor cea sfântă, cântă imn de bucurie pentru Anton Foclie vie. Thank you.
la frânt prigoana cruntă, de aceea azi la nuntă, intră ca Iisus să-i pună a martirilor cu
Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm. Pe tine, Doamne, te mărturisim. Preasfințite Sfințile voastre, Mete autorități, dragi persoane consacrate, dragi seminariști, dragi iubiți credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi, cu bucurie, am îndreptat spre ceruri lauda noastră și am băit să-l cinstim pe unul care a mers și merge înaintea noastră cu curaj, cu credința sa, cu iubirea sa. Avem nevoie de astfel de lideri, de astfel de păstori, de astfel de persoane care iubesc demnitatea, demnitatea omului și demnitatea creștinului. Avem nevoie în întreaga lume și în țara noastră și în orașul nostru de această ocrotire a lui Dumnezeu, în această binecuvântare a Lui prin Sfinții Săi. L-am rugat și rugăm pe fericitul nostru Anton ca să ne păstreze curajoși, demni și să facă tot poporul nostru să-și iubească menirea, demnitatea, libertatea. Ne bucurăm să știm când toți îl caută pe Dumnezeu și iubesc pe oameni. Ne bucurăm să știm că cei care ne conduc știu să-și plece genunchiul înaintea Totputernicului Dumnezeu și în fața Sfinților. Știu că e nevoie pentru omul întreg de această bucurie a slujirii adevărate. De aceea îl preamărim pe el și mulțumim Lui că avem astfel de ocazii. Poporul nostru este credincios. Poporul nostru are încredere în Dumnezeu. Poporul nostru trebuie condus pe acest drum al bucuriei creștine și a demnității umane. De aceea, sigur că astăzi ne-am făcut o datorie și le mulțumim tuturor. Mulțumim părinților noștri care s-au angajat și se angajează mai departe pentru a pregăti, după modelul episcopului Anton, tineri și să fie cu adevărat purtătorii mesajului divin creștin și uman în lume. Mulțumim părintelui rector, profesorilor și seminariștilor, dar și celorlalți părinți paro care au venit cu credincioșilor. Mulțumim într-un chip deosebit autorităților noastre care ne-au însoțit și ne însoțesc în aceste demersuri ale noastre. Și mulțumesc cu aspeților noștri. Grație per voi că siete venuti de Francia, de Italia, care ați venit din Panama, care ați venit de la Italia, Roma. Vă mulțumim pentru această participare. Mulțumindu-i și părintelui profesor că ne-a făcut încă o dată ferenți să cunoaștem imaginea episcopului nostru. Cu aceasta celebrarea noastră s-a încheiat. Îl preamărim pe Dumnezeu prin viața noastră. Celebrarea Sfintei Liturghii și a procesiunii cu imaginea episcopului nostru Anton Durcovici s-a terminat. Mergeți și trăiți în pace!